cât de bine. Cât de bine, după aproape o lună jumate de când am ieșit. Chiar simțeam nevoie. Simțeam nevoie de așa ceva. Simt că m-am ușurat într-un fel, ca să spun așa. Uf, ce nebunie. Poate că vă întrebați de ce după acea porțiune cu drum drept am redus în acele curbe. Da, am redus pentru că aici este o zonă unde lumea se ocupă cu agricultura. Toată această porțiune unde ați văzut că am mers cât de cât, ca să zic așa, lumea se ocupă cu agricultura și este riscant neavând vizibilitate, pentru că sunt cai, căruțe, oamenii sunt foarte neatenți, s-au întâmplat destule pe aici și nu vreau să fac și eu parte dintre cei care au avut evenimente neplăcute. Chiar și pe acea linie dreaptă este riscant, pentru că tot poți să îți iasă în față, chiar dacă ai vizibilitate, dar asta e, când mergi pe motocicletă, îți asumi niște riscuri. De obicei, în zi de sărbătoare, se merge fără nicio teamă pe aici, pentru că nu lucrează nimeni și este totul liber.